cât de multe! Te-ai hotărât deja? Desigur, vreau popcorn! Ah, înțeleg! Bine, draga mea, e ușor! Voi fierbe porumbul acum și va fi un popcorn excelent! Ce? De ce l-ai fierbe în primul rând? Există boabe! Trebuie doar să le pui pe farfurie și să le încălzești! De exemplu, cu un uscător de păr! Așa e mai rapid! Ah, ai grijă de bunica! Ți-ai găsit jucărie! Aproape mi-ai spart ochelarii! Dă-mi-o aici! Se pare că mi-a intrat ceva în urechi! O, scuze, bunico! Ce să facem acum? Da, am să pregătesc o vapă din popcorn! O să pun boabele chiar aici și o să adaug Nutella! Surioara va fi în extaz! Ador Nutella! Boabele astea sunt culese personal de mine, deci le putem folosi! Popcornul ala chef va depăși toate așteptările! Acesta va avea gust de Skittles! Bomboanele îl vor face acrișor! Iar bezelele dulce! Combinația perfectă de arome! Rămâne doar să-l înfășurăm în folie și să-l rumenim cu un arzător! Luați aminte, dragi copii! Așa trebuie să gătiți! Minunat! Putem să-l dezvăluim! Și să ne bucurăm de capodoperă! Wow, ce frumos! Salivez! Ce miros! Exact ce trebuie! O să umplu găleata cu popcorn și o să o dau fetiței! La 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 la! Oh, porumbul e gata! Să-l scoatem acum! Excelent! O să-l pun pe farfurie și o să-l ung cu puțin unt! Așa! O, ce e cu mirosul ăsta? Nu înțeleg! O, nu! Dezastru! Nepotule! Nepotule! Mai lasă telefonul la o parte! Ce? Ah! Nu asta? Vafa mea! Oare tot s-a ars? Așa e! Ce miros urât! Ei bine, asta e! Totul e gata, nepoțico? E, da! Minunat! Oh, și arzătura asta ce mai e? Se poate mânca? Groaznic! Exact! Ăsta e porumb! O să gust! Nu e ceea ce voiam! Și găleata asta ce tare arată! Chiar are și clește pentru ușurință! Sunt bomboane de popcorn? Wow, fantastic! Nu-i rău deloc, e bun! Mulțumesc, șef! Ai câștigat! Îmi place foarte mult popcornul tău! Ce drăguț! Sunt bucuroasă să încerc! Nu atinge! E pentru nepoțică! Acum pregătiți-mi niște acadele bezele! Ce? Am să încerc! Ha! Ușor de făcut! Să pornim! Atenție! Cred că asta e tot! Am sfărâmat biscuiții Oreo, acum adaug Nutella mea preferată și amestec bine! Ies niște biluțe minunate! Omul lup intră în acțiune! Păzea! Pare că e totul gata! Trebuie doar să torn niște sirop de căpșuni peste biluțe! Prăjiturile mele de bezea vor deveni mai dulci! Iar deasupra le pot presăra cu diverse arome colorate! Am ratat? Din nou? Ei bine, merge și așa! Aia e! Wow, ce talentat ești! Hai să încep să lucrez! Presărăm făină, adăugăm lapte proaspăt și spargem două ouă! Acum le amestecăm bine cu untel și obținem aluatul! Să vedem cum e! Bunica e mulțumită! Putem pune aluatul în forme!
Și acum le putem coace la cuptor. Pentru astfel de ocazie, șeful are întotdeauna un blat de ciocolată pregătit. Trebuie doar sfârmat și să-l facem bucăți în blender. Foarte bine! Setăm la putere maximă! Excelent! Acum am nevoie de lapte condensat. Și voi amesteca totul cu mâna. Nu pot lăsa pe nimeni altcineva să facă asta în afară de mine. Am nevoie de o formă perfect rotundă. Uitați-o! Nu mai am nevoie de mănuși. Timpul să ne ocupăm de decor. Cât de captivant! Ce ciocolată să aleg? O voi lua pe cea galbenă și o voi topi în apă caldă. Și acum putem scufunda biluța. Minunat! Ciocolata s-a așezat așa cum trebuie. Acum voi pune urechile și îl voi desena pe Pikachu. Uitați! Bilele mele sunt gata și ele. Ce miros dulce are aluatul proaspăt! Acum le voi decora cu frișcă și voi lipi bezelele. Dar mai întâi le voi felia. Trebuie să obțin niște petale de flori. Și în centru voi așeza un fruct. Ce frumusețe! Ce ghiveci grozav! Pentru nepoțica mea nu mă oprește nimic. Mai departe de capul meu, bunico! Și o frigăruie verde e potrivită. Oh, ce bine arată! Cel mai important e că florile sunt gata. Trebuie doar să le plantez și să le dau nepoatei. Și eu fac o prezentare minunată pentru micuță. Ce ziceți? Wow! Suntem pregătiți, micuțo! Interesant, cu ce să încep? Asta arată cel mai mult ca o prăjitură de bezea. Să gustăm, îmi place. Mulțumesc, frățiorule. Ce flori drăguțe. Bunica s-a străduit. Miroase dulce. Dar cum e la gust? Grozav, ce plăcut. Și petalele sunt interesante. Mulțumesc. Dar unde e prăjitura de bezea? Ciudat. Oh, preferații mei. Amuzant. Doamne, acesta e Pikachu? Îl ador. Bravo, șef. Vino aici. Nu pare a fi nimic special la gust. Pe cine să aleg? Bunica sau șef? Ce credeți? Ha, mai și întreabă. Desigur, Pikachu e cel mai tare. Dar florile mele, m-am străduit atât. Ai dreptate, bunica câștigă. Oh, mulțumesc, draga mea. Suntem pregătiți pentru o nouă rundă. Vreau un rulou. Oh, nu văd. Ah, înțeles. Voi face aluatul. Hei, unde e făina? Bum! Uf, am pus făina. Acum voi turna laptele. Adaug ouăle. Și telul mă ajută întotdeauna. Excelent! Voi turna compoziția în tigaie și o voi prăji. Trebuie doar să o întorc la timp. Am obținut o lipie foarte subțire. Cât de fierbinte e, dar ce miros! Acum voi pune frunzele de salată, roșiile, voi tăia castravete și voi adăuga broccoli. Hei, ce se întâmplă? Ascult-o pe bunica! De ce se întâmplă asta? Oh, am o soluție! Am niște ardei! Îl voi tăia inele și voi fixa ruloul de ambele părți.
Bravo, bunico! Carne? Cât de dezgustător! Legumele nici măcar nu le voi atinge. Și din ce să fac eu un burrito? O, știu! Am gumă de mestecat cu babuba în buzunar. O voi întinde în loc de aluat. Să facem așa... Mult mai bine! Nu mai am nevoie de sucitor. Doar niște twig și niște bezele vor fi necesare. Voi presora totul cu bomboane și va ieși senzațional. Pot să împachetez totul în gumă de mestecat. Uitasem de frișcă! Cu cât mai multă, cu atât mai bine! Carnea e tăiată? O putem prăji în tigaie. Sau mai bine zis, o putem flamba. Așa va fi mult mai rapid. Foc! Stingeți focul! Ce grozăvie! Nu vă temeți, bunico! Totul e sub controlul șefului. Carnea e aproape gata. E timpul să o așez. Toate ingredientele sunt pregătite. Putem să le stropim cu ketchup și să servim rulourile. Perfecțiune! Wow, ce rapid! Micuțo, masa e servită! O numărătoare mă va ajuta să decid de unde să încep. Bunica! Drăguț rulou, miroase destul de bine. Nu-mi plac legumele! Nu vreau să-l mănânc! Rulourile de la șef miros mai bine. O să le încerc. Interesant. Iar legume. E același lucru. Toate speranțele mele sunt la frate. Rulo-ul lui arată mult mai frumos decât celelalte. Vedeți asta? Avem ciocolată aici. Minunat. Da, știu cine e câștigătorul. Frățiorul. Ce? Eu? Ura! Am câștigat! O secundă. Micuța Tina deja termină desenul. Ce e acolo? Wow, vreau un tort Lego! Îi puteți face față? Văd că Sandy e foarte entuziasmată. A pregătit deja Lego adevărate pentru tortul său. Wow, arată impresionant! Șef! Ați decis să utilizați forme pentru Lego? Da, dar doar trebuie să nu fie curioși care să mă deranjeze. Bunico, se pare că șef se referă la dumneavoastră. Ardei iuți! Sunteți sigur, șef? Ați mâncat ardei foarte iute, dar de ce? Ca să topești ciocolata, ce e atât de neclar? Așa am fost învățat la școala culinară. Dacă e ardei iute, e și foc. Trebuie să turnăm ciocolata topită în formele Lego. Adăugăm Mentos, nu în tort, ci în gură. Pentru ce acest truc, vă arăt acum! Wow, șef! Ați congelat ciocolata cu respirația? Da! Doar uitați-vă la piesele acestea de ciocolată! Sunt perfecte! O bucurie! Doar ce fac ceilalți? Sunteți bine? La ce v-ați gândit? Se pare că bunica e derutată de toate aceste jucării Lego. Aproape am asamblat macaraua. Ce zici, domnule muncitor? Să pun umbrela aici? Desigur, mai trebuie ceva? Doamne, ce se întâmplă în bucătărie? Bunico, nu vă faceți griji. Nepoata dumneavoastră are propriul său mod de a decora tortul. Probabil că Lego o inspiră. E un coșmar tăcut. Ba nu, foarte zgomotos. Toată această construcție îmi dă dureri de cap. Tortul meu va fi mult mai liniștit și plăcut. Voi tăia niște forme cu un pahar obișnuit. Cum să le numesc? Acele umflături ca de Lego. Ei bine, cred că ați înțeles. Nu mai sunt tânără și nu mi-amintesc toate cuvintele moderne. Uitați-vă, tortul e gata. Dar ce face șeful? Șef, cum merge? Totul e perfect. Am făcut deja capul unui om de Lego. Iarăși nasurile astea curioase aici. Bunico, nu-mi respirați pe tort. Dar ce face Sandy? Totul merge grozav. Ce ziceți? E cu adevărat minunat. Tina, începem degustarea? Dumnezeule! Asta e o macara Lego? Cât de tare arată! A căzut! Bine, poate gustul va fi mai bun? Stai așa... Ăsta nu e tort! Surioaro, încerc să-mi spargi dinții! Mi-ai dat o jucărie în loc de tort!
Ăsta arată mai mult a tort. Și acum îl voi încerca. Foarte gustos! Și aceste piese Lego pot fi mâncate? Probabil că da. Nu vom ști până nu încercăm. Micuța Tina, trebuie să fii mai atentă. Aici pot fi și lucruri care nu sunt comestibile. Toți încercați să mă păcăliți. Voi încerca tortul acesta. Sper ca acesta să fie măcar adevărat. Ce tort! Învinge! Felicitări, bunico, pentru prima victorie! Micuța vrea un tort Kinder Surprise. Puteți să-l faceți? Pare simplu, ce ziceți? Ei bine, văd ceva. Un fel de ou, nu? Un tort sub forma unui ou? Șeful a luat deja o formă imensă. Va fi ceva incredibil. Și eu am o grămadă de Kinder Surprise în cămară. Mă gândesc eu la ceva. Dar până atunci, gustul nou, nu vă supărați, nu? Sunt dulciurile mele preferate. Desigur, draga mea. Poți să-mi dai unul ca exemplu? Mulțumesc, Sandy. Ai ajutat-o pe bunica. Dar de ce aveți nevoie de un nou bunico? Nu ați încercat niciodată Kinder Surprise? Bineînțeles că nu. În tinerețea mea nu existau astfel de lucruri. Aveam o obișnuită de găină. Făceam omletă, găteam cu ele. Dar Kinder Surprise, asta e ceva modern. Nepoata mea vrea un tort. Așa că trebuie să gătim și să învățăm. Bunico, mi-ai luat toate ouăle Kinder Surprise? Cum ai putut să faci asta? Fără să întreb? Erau speciale pentru tort! Sandy, draga mea, ia niște bani! Cumpără-ți altele, bine? Numai să nu te superi! Uf, bine că s-a rezolvat! O durere de cap în minus! Acum să ne întoarcem la tort! Vom încălzi umplutura și o vom turna pe tort! Uitați-vă numai ce model frumos iese! Un tort minunat! Și ciocolată și vanilie în același timp! Ce poate fi mai bun? Acum să decorăm cu biluțele! Arată minunat! Gata! Ce zgomot se aude acolo? Lasă-mă în pace! Destul! Ți-am spus să mă lași! Cum să scap de tine? Poate te lipești de tort? Nu? Nu? Bine, poate așa? Mi-am stricat tortul! Ce să fac acum? Tortul nu e încă decorat, dar deja e stricat! Sandy, nu-ți face griji, se mai întâmplă! Bunica te ajută cum poate! Va fi bine! Bine? Ha, sunteți atât de optimiști! Nu vă mai străduiți să reparați ceva! Ideea mea e prea genială pentru a fi comparată cu ceva! Voi face un tort în interiorul unui ou de ciocolată! Va fi o trimitere directă la Kinder Surprise! Să nu uităm de stratul de lapte! Va fi dulce! Dar cel mai important e să fie gustos! Bomboanele sunt uluitoare! Confirmă că sunt un geniu! Perfect! Vreau să mă uit la el în continuu! Sunteți gata? Putem începe degustarea? Se pare că Sandy nu a reușit să facă nimic! Bunico, ați ajutat-o cum ați putut! Wow, ce torturi minunate! Și acest ou Kinder uriaș! Măiculiță! Și asta? Ruine de tort? Ups, a căzut! Să ne întoarcem la gustări! Acest tort pare simplu, dar cred că va fi gustos! Chiar este! Vreau să încep să gust tortul în forma unui Kinder uriaș! Cu siguranță va fi minunat! E atât de greu! Chiar îmi lipsesc forțele! Ups, a căzut! Ei bine, putem să încercăm și așa! Unde s-a ascuns tortul? Iată-l! Să încercăm! Perfect! E cel mai bun tort din viața mea! 1.000.000 de like-uri! Wow, șef! Felicitări! În runda asta ați câștigat! Pe meritate! Ce vrei, micuțo? Sunt niște banane! Urgent! Tina are nevoie de un tort banană! Pot face asta! Am mâncat banane! În tinerețea mea, bananele erau considerate delicatese, așa că le mâncam doar la sărbători, dar erau foarte gustoase! Sandy, repeți fiecare mișcare a mea? Totul e bine, sincer! Așa! Tortul banană e atât de simplu! Am nevoie de câteva banane? Fără coajă! Nu se mănâncă, oricât de mult ai vrea să o faci! Așa! Avem 3 banane pregătite! Trebuie să le tăiem, apoi să le punem în formă! Le aranjăm, ne putem folosi de mâini! Și bineînțeles, așezăm fâșii de aluat! Va fi o plăcintă autentică de banane! Super, nu-i așa? Wow, bunico! Aveți rețeta de la mama? E într-adevăr minunată! Dar ce face șeful?
Luați acest dezastru departe de mine! Nici nu vreau să-l văd! Eu creez o nouă capodoperă culinară! Pentru tortul meu am nevoie de ciocolată albă de cea mai bună calitate! Am făcut-o singur! Topim ciocolata și să nu uităm să amestecăm! Turnăm totul în instrumentul meu profesional și o pulverizăm pe banană! Pregătiți-vă! Va fi fierbinte! Voi acoperi cu un strat uniform de ciocolată! Oh, nu! Și eu încă nu am făcut nimic! Întotdeauna Oreo îmi vine în ajutor! Acum să le sfărâmăm pe toate! Fărâmăm! Fărâmăm! Bravo! Gata! Acum punem totul într-un castron! Să nu uităm nicio frimitură! Turnăm caramel și amestecăm! Obținem umplutură delicioasă și dulce pe care o vom pune în coaja de banană! Așa vom obține o banană în coajă adevărată de ciocolată! Ce spuneți? Genial? Va fi super gustos cu siguranță! Nu există nimic necomestibil aici! Toți vor fi invidioși! Cu siguranță voi câștiga! Wow, Sandy, te-ai străduit! Se vede! Cred că nu trebuie să te superi prea tare, arată deja foarte bine! O adevărată banană, cu siguranță! Deși banda adezivă a fost în plus! Sunteți siguri că asta se poate mânca? Ei bine, Sandy, bravo! Ai pregătit cel mai bun tort! Din cele mai rele! Să ne întoarcem la tortul meu! Acum voi acoperi tortul meu de banane cu o coajă delicioasă și dulce! Așa va arăta mult mai autentic! Ce părere aveți? Spuneți-mi! Nu pare a fi o banană reală? Ambele banane arată magnific și apetisant! Nu trebuie să vă certați acum e mai bună! Oh, nu! Bunica cade! Prindeți-o pe bătrână! Și tortul! Uf, Sandy a prins tortul! Excelent! Și e într-adevăr bun! O să-l iau ca recompensă! Începem degustarea! Wow, cât de tare e asta! Dar unde e al treilea tort? Bine, să le încercăm pe cele două! Începem cu această banană uriașă! Wow, arată splendid! Gustăm! Sper că are gust de banane! E bun! Și acum acesta! Trebuie să mâncăm acest tort cu furculița! Arată ca al bunicii! Și are gust ca al bunicii! Gustos! Plăcinta de banane câștigă! Wow! Felicitări, Sandy! Ai câștigat! Sau bunica! Toți au câștigat! Interesant! Ce urmează? În prima rundă trebuie să-mi gătiți un tort! Tort? Ușor! Trebuie să încep cu aluatul pentru blat! E totul foarte simplu! Am nevoie de făină, ouă, lapte, puțin zahăr și cel mai proaspăt suc de lămâie! Și chiar că e simplu, trebuie să repet după bunica! Au! Doare! Bunico, ce faci acolo? Uită-te unde sare sucul de lămâie! Emma, iartă-mă! Nu am observat! Să mă întorc la viitorul blat! Amestec și e deja gata! Mai rămâne să-l pun în forme! Trebuie să o fac cu mare grijă! Nu! Nu vreau să mai am de-a face cu făina! Mai bine îi fac lui Kate un tort cu alte gustări la bază! Pentru început am nevoie de niște gumă Hubba Bubba! Doar că nu o pot întinde singură! Am nevoie de artileria grea! O presă pentru asfalt e perfectă! Este! Și acum e timpul pentru ursuleții de jeleu! Important e să-i pun în tigaie ca să se topească! Perfect! Acum trebuie să iau cu grijă tigaia cu ajutorul unor instrumente speciale și să torc jeleul topit pe blatul de gumă. Și acum trebuie să repet. Al doilea strat de gumă.
Și ăsta încă nu e ultimul. Așa că am nevoie de o macara. Acum e gata. O, se pare că și bunica a gătit ceva. Da, am gătit. Blatul pentru tort e gata. Timpul să-l împart în două. Iar între jumătăți voi pune frișcă. Va fi foarte delicios. Zec, de ce te uiți așa? Pentru că e plictisitor. Uitați-vă la tortul meu. Și asta nu e tot. Îl voi decora cu niște strop de colorant alimentar ca să-l fac mai colorat. Doar picăturile nu mi se potrivesc. Trebuie să împrăști colorantul pe tot perimetrul tortului. Frumusețe! Acum voi face o gaură în mijlocul tortului, iar înăuntru voi turna cât mai multe bomboane Skittles. Toată lumea le adoră, așa că nu vor fi în plus. Se pare că nu au fost îndeajunse bomboane roșii. Dar nu-i nimic, mai am! Priviți și invidiați-mă! Uitați, așa trebuie să arate un tort adevărat! Interesant! Trebuie să-mi decorez și eu tortul. Dar bomboanele sunt banale și nesănătoase. Căpșunile sunt cu totul altceva. Pentru început trebuie să mă scap de codițe. Apoi trebuie să le tai în două și să le lipesc pe tort. A devenit incredibil de frumos. Nu! Incredibil de frumos e tortul meu, pe care am decis să-l decorez cu un curcubeu. Interesant! Iar eu voi adăuga niște frunze proaspete de mentă și o felie de lămâie. Așa va fi mult mai frumos. La mine e oricum mai bine. Cine a zis? Tortul meu e mai frumos. De ce vă certați? Ciudat. Și eu trebuie să-mi decorez tortul. Adevărul e că mi-a mai rămas doar o gumă. Dar merge și așa. Hei! Nu credeți că ajunge cu cearta? Să decidă Kate. Wow! Ce frumusețe! Nici nu știu cu care să încep. Toate arată foarte apetisant. Fie ca primul să fie al bunicii. Ce? Acru? Ce mai e și asta? Lămâie? Bunico, de ce ai adăugat atâta lămâie? E imposibil să-l mănânci fără să te încrunți complet! Următorul candidat e tortul șefului Zec. Nu e doar frumos, ci și foarte mare! Și înăuntru are o grămadă de bomboane Skittles! Tare! Gustul e incredibil! Wow! Și ce mai e și cu acest tort roz? Parcă ar fi un tort pentru Barbie! Emma, chiar ai făcut un tort de gumă? Nu am mai văzut așa ceva niciodată! Wow! E foarte delicios! Nu credeam că un tort de gumă poate fi atât de bun! Și știți de ce e așa de bun? Pentru că din el se pot face baloane grozave! Nu e doar delicios, e și haios! Emma, tortul tău câștigă în runda asta! Ura! Nu degeaba m-am străduit atât! Ce va trebui să gătim în runda a doua? În a doua rundă îmi veți găti ouă ochiuri! Azi nu am luat micul dejun, de aceea le voi gusta cu plăcere! Ochiuri se face! Mai întâi trebuie să separ în mod profesional albușurile și gălbenușurile! Pot face asta cu aruncare și un cuțit! Cât de sofisticat! Crede că e greu de făcut? Nu e deloc așa! Vai, se pare că e într-adevăr greu! Ce să mă fac? Era ultimul ou! Chiar! Mă va ajuta o seringă obișnuită! Cu ajutorul ei pot lua separat albușul și gălbenușul și le pot pune într-o tigaie încinsă.
Și pentru ca ouăle mele să fie neobișnuite, nu voi face unul, ci multe micuțe. Uitați ce minunăție! Parcă ar fi ochiuri pentru păpuși. Am de făcut o treabă complicată. Va trebui să colorez puțin albușurile ca să fie mai aprinse. Acum, cu ajutorul unei seringi, pot face ouă ochiuri curcubeu. Iar gălbenușul va fi pe post de soare. Nu-i așa că-i grozav? De ce atâtea complicații? Pot face cel mai drăguț ou ochi în formă de pisică. Și gălbenușurile seamănă cu ochii. Ta-da! Doar priviți ce drăguț mi-a ieșit! Bunico, ce faci? Din cauza ta mi s-a împrăștiat soarele! Din greșeală! Dar mi-a ieșit o pisicuță drăguță! Nu se poate așa! Nu e cinstit! Asta eu voi decide! Cred că voi începe cu ouăle mici de la Kate! Delicios! Dar foarte puțin! Deși ideea e interesantă! Dar ce a făcut șef Zec? Iac, ce mai e și scârboșenia asta? Nu voi gusta gălbenușul ăsta scurs? E îngrozitor! Iar pisicuța bunicii o voi gusta! Arată foarte neobișnuit! Și e delicioasă! Bunico, te felicit cu ocazia victoriei! Mulțumesc! Știam că-ți va plăcea! Interesant! Ce vom găti în ultima rundă? Vreau churros! Știi ce înseamnă? Desigur! Voi face asta cu ușurință! Pentru început, ceva ușor! Trebuie să amestec făina, zahărul și apa! Pentru ca aluatul să nu aibă cocoloașe, îl voi amesteca cu aparatul meu! Dacă azi gătesc cu coloranți, de ce să nu-i mai folosesc încă o dată? Mi-a ieșit un amestec roz albăstrui! Cu ajutorul unei pungi obișnuite, voi turna churros de mărimea perfectă direct în uleiul încins! Nu sună greu! Trebuie doar să repet după profesionist! Vai! Nu, punga nu se potrivește pentru asta! Tot amestecul a dat pe afară! Ce scârboșenie! Nu-i nimic! Pot face churros din bezele! Și așa sunt delicioase, dar cu ulei vor fi și mai bune! Nu știu ce înseamnă churros, dar învăț rapid! Voi amesteca aluatul în sticlă! Așa va fi mult mai comod! Acum trebuie să agit bine sticla pentru ca amestecul să fie omogen! Vai, am exagerat puțin! Bunico, liniștește-te! Va pica totul de pe masă! Sunt bine! Mulțumesc pentru ajutor! Ce mai? Timpul să fac churros perfecte! Le voi găti în cuptor! Tava e pregătită! Puțină înghețată nu va fi în plus! Face totul mai delicios! Ultimul retuș, bomboane colorate! Așa va fi mai frumos și mai delicios! Bunico, ce mai e și asta? Cum ce? Churros! Uitați ce churros grozave mi-au ieșit! Trebuie să le adaug miere și sunt gata! Nu sunt churros, sunt fursecuri obișnuite! Oare ce gust vor avea ale mele din bezele? Voi nu înțelegeți ce înseamnă churros adevărate! Dar poate că e mai bine așa! Kate, ți-am pregătit cele mai adevărate churros! De-abia aștept să încerc fiecare gustare! O să încep cu cea a Emei! Da, sunt doar bezele topite! Nu voi mânca asta! Bunico, te-ai străduit desigur! A ieșit delicios! Doar că sunt fursecuri, nu churros! Iar șef Zec chiar s-a străduit! Desertul lui e cel mai asemănător! Minunat! Sunt delicioase! Nu am mai gustat așa churros! Felicitări! Oh, da! V-am zis eu că doar eu știu să fac churros adevărate!